Criza i-a dus pe români în pragul sărăciei. Doi din trei concetățeni își duc traiul de pe o zi pe alta, iar unul din patru este sub acest prag. Peste 70% dintre aceștia sunt convinși că lucrurile merg într-o direcție greșită și că România va rămâne în criză economică încă cel puțin 3 ani de acum încolo. Care ar fi soluția pentru a scăpa de dezastrul economic în care ne aflăm? Eu consider că este cel mai sărac Crăciun de până acum. Deci în ultimii ani chiar a scăzut drastic, în fiecare an parcă mai mult. Însă mi-e teamă că nici Crăciunul care vine nu ne va aduce nimic mai bun dacă rămânem în continuare cu aceeași clasă politică. E un nou start, e un nou început, haideți să începem altfel, pentru că s-a dovedit că calea nu este cea care trebuie României. Cei mai mulți dintre români consideră că guvernul este corupt și incompetent și trebuie schimbat pentru ca lucrurile să meargă mai bine. Încrederea în politicieni și parlament este un capitol cu care demnitarii noștri nu se pot mândri. Gigi Sechila este de părere că proasta guvernare și lipsa de interes a politicienilor față de oamenii care i-au ales a adus România în pragul unui colaps economic și că doar schimbarea clasei politice va fi colacul de salvare pentru o țară care se luptă din răzputeri cu sărăcia. Trebuie lucrat la creșterea nivelului de trai. Păi, ăsta e scopul pentru care ne-am adunat. Să creștem, deci practic clasa politică este pusă de cetățean ca să-i fie bine cetățenilor. Deci nu clasei politice. Și de fapt, dacă nu reușesc, cred că nu s-au priceput mai mult de atât.